cine știu de voi, însă eu chiar nu mai pot să aștept. Arde nerăbdare să deschid acest advent calendar. Mi l-am cumpărat. Este un advent calendar foarte, foarte căutat, să zic așa. N-am știut ce advent calendar să-mi iau, efectiv. Și mi-am dat seama că nu v-am zis și eu ceva pe clipul acesta. Bună! Începem încă un daily. De fapt, încă un... Încă o poveste, încă un capitol din poveste, mai bine zis, pentru Crăciun. Așadar, până mă reobișnuiesc eu cu ideea asta că filmăm zilnic, mai durează. Cam așa arată. O să... Cred că l-am... Nu l-am desfăcut. Deci nici măcar n-am desfăcut, gândiți-vă. Și o să-mi desfac acum cu voi, pentru că nu mai pot. Deci nu mai pot să aștept. Este seară și chiar mi se pare incredibil. Am pregătit deja clipul pentru mâine, ce va intra mâine. O să vă mai zic și astăzi, în clipul de astăzi, de fapt, la mulți ani și toate cele. Dar până una alta, hai să desfac o dată acest advent calendar, că mai, nu mai pot. Nu mai pot de dragul lui. Așa arată, tot așa că am aici o măsuță. Am pregătit asta, să pun aici produsele, știți? Uitați-vă cât de mare. Deci abia aștept. Și acum ăsta e unul. Ei, l-am și găsit. Și chiar abia aștept, deci nu mai suportam. Deci nu mai suportam așteptarea. Uite că s-au gândit perfect cum să fac. Hop, cu o mână și în sfârșit primul produs. Ia să vedem. Nu v-am zis. Normal că nu v-am zis, pentru că sunt prea... dacă ar și merge să-l scot de aici mai ușor, ar fi bine. Sunt mult prea fascinată de treaba asta. Este de la Sabon. Mi-am luat advent calendarul ăsta de la Sabon. Asta este primul produs, să vedem. Shower oil, băi, știți cât de bune sunt uleiurile lor de duș, mie nu vine să cred. Și este cu 4 uleiuri naturale. Super, e cu paciuli și lavandă și vanilie. Super tare. Cam așa. Logica să-mi sun și unghiile, apropo. Dar este super tare. Super! Abia aștept să le desfac și pe celelalte. Așadar, ne vedem și zilele următoare pentru asta. Are, apropo de asta, are câți mililitri? Trebuie să scrie pe aici pe undeva, dar sunt mult prechioară. E ok, cred că are vreo 30, dacă nu mă înșel. Mă gândeam așa că când beam cafeaua că parcă aș mai pune niște sclipici la ochi. Pe de o parte, dar pe de alta mi-ar plăcea să rămân așa super naturală. Mă rog, super naturală, gen doar cu niște puncte la ochi și foarte, foarte puțin sclipici din ăsta. Sidef, să zicem așa. Doar că, sincer să fiu, simțeam nevoia să mă dau cu un ruj. Și având în vedere că port masca, astăzi nu intru în apă. Și stau destul de puțin la muncă, adică destul de ok, voiam să zic. Stau destul de bine. Nu pot să zic, o să mă chinuie foarte tare. Mă gândeam să mă dau cu un ruj, dar acum nu știu cu ce să mă dau. Și vă dați seama că stau și mă uit. În ultima perioadă nici nu prea m-am mai dat. Așadar, este e bine rău, ce pot să zic. Am în minte, îl am pe cel de la... de la Melchior, îl am în minte, dar numai că nu-l găsesc. Deci îl am pe ăsta de la Stila, ok. Așa, îl am pe unul de la Cupio, care din nou este foarte interesant. Dar sunt cam închise și voiam roșu ăla pentru că și ăsta ar fi o idee de la Essence. Bă, deci nu m-am mai dat cu un roșu din ăsta de ceva timp, știți? Și mă gândeam să fie acum. Numai că, efectiv, nu știu unde este ăla. O fi, cred că este în... Da. Este în ghiozdan. Și ghiozdanul este tocmai jos. Așadar, o să facem așa. Îmi pun pe mână să văd care mi se pare mai ok-uț.
Asta e cam așa. Ok. Deci, pe bune, că nu știu cu ce să mă dau și când știu că nu este pe lângă mine ceea ce îmi doresc. A, ăsta, clar, ăsta mă dau. Deci am ăsta și ăsta. Ambele sunt super ok pentru mine. Doar că o să mă dau cu cel de la Cupio. Pentru că este puțin mai pudrat. Și cred că este puțin... Nu știu dacă este efectiv el uscat sau așa l-am luat. Dar mi se pare nu prăfos. Dar e un mat din ăla... puțin greoi, nu este cremos așa și ca după aceea să se usuce, ceea ce îmi place tare mult. Cam așa. Am aprins și becul pentru că voiam să văd foarte bine ce și cum. Mie îmi place. Mie mi se pare super ok, având în vedere că nu am mai purtat de mult. Chiar îmi face plăcere. Nu știu ce, mi se pare că întotdeauna un ruj de genul ăsta face orice fată să se simtă bine. Bun. În mare parte, astăzi din nou, multă muncă, pentru că nouă așa ne place. Voi sunteți obișnuiți cu mine să muncim și să fim mereu pe drumuri. Așadar, îmi pun bentița în cap și cu asta basta. Mă duc către muncă. Nu știu cât de mult o să vorbesc acolo cu voi. Tocmai de aceea m-am gândit inițial să vorbesc acum puțin. Dar așa să-mi pun și eu, să mă vedesc mai ca un om așa cât de cât. Mă gândeam să mă dau departe. Mă gândeam inițial să fac niște chestii, să mă duc la cumpărături, doar că nu prea am când. Asta e o mică problemă. Pentru că vreau să le iau copiilor mei câte ceva, mai ales cu cei care fac antrenamente personale, chiar și cu cei de la performanță. Și mă gândeam așa să fac ceva simpatic pentru ei. Așadar, să vedem ce și cum reușesc. Dar cam asta e ideea. Bun. Mari chestii nu prea am ce să vă zic. În afara faptului că... Ați văzut că am deschis advent calendarul. Nu, stați prea aproape de mine și mă enervează. Ați văzut că am deschis advent calendarul. Și mi se pare super mișto mirosul ăla. Aveam un ulei de corp, cum v-am zis, am mai folosit de la ei, dar nu așa cu lavandă. Și mi se pare interesant mirosul. De obicei mie nu prea îmi place lavanda, dar e ok, mie mi se pare că e chiar ok. Bun, cam atât aș avea de zis. Trebuie să mă duc să-mi cumpăr o grămadă de chestii și n-am timp. Chit că e o zi ușoară, tot trebuie să fiu la muncă. Așa că, da, vedem cum fac. Poate vă iau cu mine. Ne vedem. Bun. Mă duc la muncă. Știu că aseară aveam un chef de vorbă. Era mișto. Cred că de obicei seara cred că am chef de vorbă. În așa dimineața parcă mi-e somn, parcă una alta. Știți că cumpărasem eu ăsta când am fost în excursie cu familionul. Și primul meu breloc cu numele meu, că niciodată nu găsesc cu Ruxandra. Și mi s-a rupt. Mi s-a rupt. Este bine că fiind din lemn, s-a făcut așa ca un fel de așchi stinghiuțe și le-am putut îmbina înapoi, cât să nu se vadă și o să-l lipesc, dar mai că nu mai am super grup. Așadar, e bine și așa. E bine. Aș vrea, nu mâine, cred că poi mâine, să vă vorbesc despre brățările sau să iau fiecare brățară să vă zic într-o zi așa legat de Pandora, că știu că vă interesează. Și cred că de seara prind o lumânărică din asta să-mi lasă frumos în cameră. Cred că cu pumpkin sau cu caramel și pumpkin, nici nu știu. Chiar nu știu. Așadar, e bine. E bine, nu contează. Mergem la muncă. E mișto și însorit afară, așadar... Sper că o să fie o zi bună, per total. Mi-am luat cămășuța asta pe mine, care îmi place super, super mult. Mi se pare foarte, foarte drăguță. Și da, am părut super vulvoi în cap. Cam așa. Și vreau să vă zic că am aceste șervețele. Tot așa de la BoxyCharm. Și sunt super mișto. Le-am avut pe celelalte. Cred că erau cu roșu și au fost foarte, foarte bune. Așadar, dacă am nevoie de rectificări cu rujul, le-am pe astea aici, la îndemână. Bun, cam așa, o să-mi iau în picioare ceva, nu papuci ăștia, nu papucii mei de casă și cam așa. În sfârșit am și eu o oglindă. În sfârșit. Sunt atât de bucuroasă, n-aveți idee. Bun, deci,
cămășuță, drăguță, zic eu, mie îmi place, chit că e foarte larg așa, eu mă simt foarte bine când e totul larg pe mine, deci este perfect. Rujul mi se pare puțin cam închis, dar e ok. Astăzi trebuie să mai schimb și puțin. Mel Alexa, mă dau cu ăsta, este La Vie Belle, Soleil Cristal. Nu știu sigur dacă este efectiv originalul sau ceva de genul ăsta, nu pot să-mi dau seama, nu mă pricep. Dar miroase destul de bine și pam, rezistă foarte bine. Așadar, eu zic că merge. Are chestia asta aici. Nu prea pot să zic că mai îmi place, nu e fix genul meu, dar în fine, îl lăsăm aici pentru că așa arată sticluța, îl lăsăm. Știu că, uite, scrie și aici La Vie Belle, ce tare. Știu că și anul trecut am tot încercat să vă arăt cu ce mă dau, așadar astăzi mă dau cu La Vie Belle. Să o vedem mâine. Zici, o să am o zi ușoară pentru că e habar n-am ce sau mai știu eu ce se întâmplă și după aceea ajungi la muncă și îți dai seama că nu e ușoară, deloc, absolut deloc. Așa mi s-a întâmplat mie. Rujul ar fi rezistat, ca să începem cu rujul, că cu ăla am terminat. Ar fi rezistat, numai că chiar mi-era foarte foame și am mâncat ceva gen ce trebuia să mănânc cu mâna și având în vedere că nu aveam o furculță și un cuțit, vă dați seama că am zis nu, îmi îl dau jos și mănânc ca omul, pentru că nu suport momentul în care cineva mănâncă să văd rujul ăla pe mâncare sau pe furculiță sau să văd rujul ăla așa întins pe... mor, mai bine nu vă dați, e simplu, asta părerea mea. Și mă gândeam acum că nici n-am avut timp să... Am avut o doză de Pepsi la muncă, deci nici n-am avut timp să beau doza aia de Pepsi. Pentru că am avut niște probleme tehnice la bazin și a trebuit să sunăm foarte multă lume. Și copiii n-au putut intra în apă una alta. Se mai întâmplă, e normal. Mă rog, e tocmai normal, dar se mai întâmplă să se... Odată la ceva timp, na, ce să facem? Ai! Și le-am anunțat pe toți antrenorii că să mai vină, apeuri, mă rog, o grămadă de oameni, performanța, și trebuia astăzi la performanță să ne antrenăm pentru că avem concurs și tot așa. Și fiind coordonator, trebuie să știu, să stau acolo, să fiu pe metereze. Puteam să merg mai devreme acasă, doar că nu voiam să o las pe colega mea să facă singură, pe colega mea de la recepție. Și mi s-a părut normal ca și eu să mă implic, pentru că asta face un om cât de cât ok sau un om de bază. Mă uit la advent calendarul ăla, abia aștept să-l deschid iar, pentru că stau noi cu ochii pe el așa. Așadar, da, este bine. Sinceră să fiu, sunt destul de obosită. Deci n-am făcut nimic altceva în afara faptului să vorbesc cu foarte multă lume. Dar m-am obosit, nu suport să vorbesc cu foarte multă lume și anxietate și na, dar este ok. M-am obișnuit mai eu cu copiii, cu antrenamente, cu d-astea și parcă sunt așa, da, e bine. M-a așteptat mama acasă și a făcut pâine. Las telefonul încărcat că acum sunteți prinși în, în priză, băgați. Eu în timpul ăsta o să-mi fac o baie și cred că am să iau uleiul ăla de lavandă să mă răsfăț așa un pic cu el
Și cam atât. Pentru că părul n-aș vrea să mi-l spăl azi, mi-l spăl mâine, adică e ok, mă rog, chiar e ok. Încă o chestie. De ce îmi place mie să mă vopsesc? Pentru că eu de fel am un păr extrem de gras și tind să cred că în momentul în care eu mă vopsesc se vede foarte, foarte ok. Adică nu se mai îngrașă atât de repede. Dar trebuie să fie totul cu o limită, pentru că dacă nu, îl arzi. Și dacă îl arzi, nu este ok. Bun. Mă agăs de voi. Bun, mă duc să mă spăl, să fiu și un om normal, puțin. Am stat eu în afara apei astăzi, doar că mi-a fost puțin rece. M-am obișnuit să fiu în bazinul la cald acolo, să fie totul la cald, să fie încins peste tot, eu să transpir, să nu mai pot să respir, plus masca vieții. Și acum, stând mai la recepție și vorbind cu oamenii, vă dați seama că eram ceva gen... Mi lipsește. Vreau să stau cu oamenii, cu copiii mei, de fapt. Da, ce înseamnă o zi. Bun, a 7-a oră când vă zic, mă duc să mă spăl. Arată bine. Normal. Normal, las-o să se... Se răcească? Da. Normal, mâine trebuie tăiat. Chiar mă uitam la Riverdale, dar dintr-o mică mare greșeală și cu intenție am apăsat și mă voi uita acum la un film, un băiat numit Crăciun, și în tot timpul ăsta, cam o oră 4-6, o să vreau să-mi fac unghiile și încă nu m-am hotărât, aș vrea să merg pe un argintiu, să fac cu argintiu sau cu auriu și niște foițe din asta așa argintie. Aici ca baze am una roz și una albă cu sclipici. Top simplu și o să aleg gel tot așa clear de la Senso Pro. Nu pot să zic că este wow, dar de data asta vreau să folosesc puțin diferit față de ce am avut eu azi dimineață pe unghiuțe. Cam așa arată unghiile mele. Fac tehnică din aceea fără pilire. Mi le curăț un pic, după aceea la lampă. Ideea e că am destul de multe culori, pe lângă astea mai am. Și cred că aș vrea să merg pe alb. Și știți că de fapt aici mai am încă vreo 4 geluri și ulei de cuticule. Da. Acum să vedem cam ce o fi și ce o să iasă.